Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Încet, dar sigur, campania electorală se apropie de final. Printre ultimii invitați la RTT, domnul Attila Kovács, președintele UDMR Brașov și candidatul UDMR la Consiliul Județean Brașov. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Sunteți primul pe listă la Consiliul Județean. Asta înseamnă că aveți și niște planuri speciale pentru județul Brașov. Sigur, planuri sunt. Acum știți cum e treaba. Ca să îți duci la îndeplinire planurile, trebuie să ai o echipă în spate. Trebuie văzut în primul rând cine va fi la conducerea Consiliului Județean, ce majorități se vor face, care va fi echipa care va pune executivul Consiliului Județean, pentru că acum știți foarte bine că nu se mai alege președintele Consiliului Județean direct de către alegător, va fi ales de către consilierii județeni și atunci trebuie văzut acest lucru. Ca să-ți duci la îndeplinire proiectele, trebuie să ai o echipă în spate care să facă acest lucru. Rămânem la Consiliul Județean și văd că aveți două doamne în primii patru pe listă. Așa este. Acum știți foarte bine că fiecare partid vorbește despre tineri, despre faptul că ar trebui să fie prezente doamnele, femeile pe listă, dar nu fac nimic. Deci eu n-am văzut foarte mulți tineri pe listele partidelor politice și nici adică femeile. Pe locuri eligibile. Pe locuri eligibile, așa de umplutură, evident că fiecare partid vine și se prezintă cu tineri și cu femei. Dar noi pe locuri eligibile, în procent de 50%, avem și tineri și femei. Deci și eu încă nu m-am considerat, nu m-am pus la tineri. Că la femei n-am cum să mă pun, dar la tineri nu m-am pus. Deci avem în proporție de 50% din locurile eligibile am pus doamne pe listele noastre, atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local. La Consiliul Local o avem pe Toașo Imeldo, care este președintele organizației municipale, și pe loc eligibil la Consiliul Județean o avem pe Ombru Isabela, o doamnă avocată, care este foarte bine pregătită, din punctul nostru de vedere, să reprezinte cetățenii din județul Brașov. De asemenea, pe o poziție pe care o văd eu așa eligibilă la Consiliul Local, la Slobaravaș, nu este vreun bătrânel simpatic. Nici el nu este bătrân, dar nici pe el nu l-am pus la tineri. Nu l-am pus la tineri. E acolo între, deci e cu puțin peste 40 de ani, dar nu l-am încadrat la persoanele tinere, pentru că atunci procentul este de 100% din din locurile eligibile. Da, și el este o persoană foarte bine pregătită, are experiență foarte mare în administrația publică locală, dar și mergând mai departe înspre București, cunoaște foarte bine cum funcționează lucrurile și are abilități pe probleme tehnice. Deci cunoaște foarte bine lucrurile tehnice, un lucru care este esențial pentru cineva care vrea să fie consilier municipal. Să cunoască cum funcționează lucrurile la nivelul Consiliului Local, pentru că sunt și probleme tehnice acolo care trebuie să le cunoști. Da, uneori te bazezi foarte mult pe sfatul unor, așa zis, tehnicieni și s-ar putea să iei o decizie greșită. Îți pun hârtiile în față și nu știi cum să citești acele hârtii și atunci, evident, ești pus în situația în care, necunoscând lucrurile, iei decizii greșite. Ce așteptări aveți pentru data de 5 iunie de la Consiliul, sau mă rog, pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean? O să discutăm și de partea asta cu primăriile. Aveți primari în momentul ăsta la Săcele, Budila, Târlungeni, Apața. Dar de asemenea la Apața aveți candidați, unul de la UDMR, unul de la PPMT. E singura localitate de altfel din județul Brașov unde avem contracandidat din partea comunității maghiare. În rest, în tot județul Brașov am reușit să ajungem la înțelegere. De altfel am ajuns la înțelegere și în municipiul Brașov. Avem o singură listă. Toți suntem pe listele Uniunii Democrate Maghiare din România. Nu există disensiuni în rândul comunității maghiare. Deci eu cred că și această unitate este un plus pentru data de 5 iunie, să sperăm la rezultate bune. Eu cred că o să avem rezultate bune, o să avem cel puțin două mandate de consilieri locali și două mandate cel puțin de consilieri județeni. În 2012 ne-au lipsit
77 de voturi să avem al treilea mandat de consilier județean. Poate acum în 2016, pe data de 5 iunie, o să reușim să îl obținem și pe al treilea. Asta ar fi un plus. Așa cum a spus și dumneavoastră, sperăm să obținem cele patru primării menționate, Apața, Urmeniș, Tălungeni, Racoș. Pe lângă asta, în momentul de față, pe lângă aceste patru localități, putem câștiga la Budila și la Săcele în momentul de față. La Săcele lucrurile încă în momentul de față sunt deschise. Da, sunt deschise. A fost un viceprimar de acolo, domnul Gheții Gheller. Domnul Gheții Gheller este candidatul nostru, da. Și dânsul este o persoană tânără, dinamică, activă, are susținere foarte mare, cel puțin în rândul comunității maghiare. Sperăm să putem obține votul și din partea votanților români. Deci sunt șanse și acolo să câștigăm. Vorbeam aici în emisiune acum câteva zile cu doamna Tuaș Oimelda și cu domnul Toro Tomaș despre voturile pe care le așteaptă UDMR-ul chiar de la cetățenii români. Pentru că până la urmă reprezentarea nu este neapărat pentru o comunitate anume. Când ajungi în Consiliul Local sau Consiliul Județean, lucrurile astea trebuie clarificate. Sigur că da. Până la urmă noi poate la 77 de voturi. Da, până la urmă noi reprezentăm, evident, în primul rând, comunitatea maghiară, dar rezultatele noastre nu sunt, nu vizează numai comunitatea maghiară, pentru că atunci când te lupți pentru o problemă la nivelul municipiului Brașov, te lupți pentru toți cetățenii municipiului Brașov, sau când adopți o lege în Parlamentul României, chiar dacă e inițiată de UDMR, o măsură, să zicem, care se aprobă la nivelul Parlamentului, cum au fost foarte multe măsuri care au fost benefice, au fost inițiate de noi, dar sunt benefice nu numai pentru cetățenii maghiari, sunt benefice și pentru români, pentru toți cetățenii acestei țări. De exemplu, autobuzele școlare, care vizează acum problemele din localitate. Autobuzele școlare, la inițiativa noastră, sunt scutite în momentul de față de la taxele privind transportul în public. Cei 2% care pot fi alocați ONG-urilor, tot la inițiativa noastră s-a adoptat această lege, pe urma căreia au beneficiat foarte multe ONG-uri și am reușit să rezolvăm foarte multe probleme sociale. Locuințele ANL, de exemplu, a fost o inițiativă a noastră când eram la guvernare, pe baza căreia peste, dacă nu mă înșel, 32.000 de cetățeni deja au beneficiat de acest program la nivel național. Iată lucruri care, chiar dacă ești membru UDMR sau reprezinți o comunitate, le inițiezi și până la urmă beneficiază toată lumea despre aceste lucruri. Da, până la urmă trăim în România, suntem cetățeni români și toți cei care ajung să ocupe o funcție, o demnitate publică, trebuie să lucreze pentru toată lumea. Că sunt români, că sunt maghiari, că sunt nemți, că sunt țigani, că nu pot să... francezi și de alte naționalități. Da, da, pe până de la urmă, altă dacă parte, suntem cetățeni români, aici sigur, muncim, aici trăim. Pe de altă parte, sigur, acest lucru este adevărat. Pe de altă parte, avem problemele noastre specifice. Probleme ce țin absolut de învățământ, corect, de cultură, de identitatea noastră etnică, de drepturile noastre, ce țin de drepturile minorităților și așa mai departe, pentru care ne luptăm să le apărăm și să le ducem, să le dezvoltăm, dacă se poate. Dacă se poate, cum era vorba aia, trebuie să se poate. Da, pentru că nu discutam cu domnul Toro, apropo de partea asta culturală, de ce se întâmplă în Brașov, din punct de vedere cultural. Asta poate să-i apropie pe oameni. Teatru maghiar, sărbătorile culturale, culinare, maghiare în Piața Sfatului, alte lucruri. Că de băgați zâzanie sunt alții care se ocupă foarte bine, au școală multă pe tema asta. Da, de asta ziceam dacă se poate, pentru că noi, ca să modificăm o lege, să inițiem o lege, să adoptăm o lege, pe lângă cei 6% pe care o avem la nivelul Parlamentului, trebuie să mai punem încă 44% plus un vot ca să fie o lege adoptată. Iar la nivelul Consiliului Local, din cei 27 de consilieri, noi avem acum 2. Ca să formăm majoritate, trebuie să convingem și ceilalți să voteze cu noi. Ca să avem programe culturale pe care le-ați menționat și dumneavoastră, ca să avem secție maghiară la teatru dramatic, ca să putem face
evenimente școală culturale. Școală limba maghiară, școală... aveți, că am văzut că este și domnul Petchi aici la poziția patriei, domn profesor Petchi. Sigur, avem, dar și pentru asta trebuie să ne luptăm, pentru că la începutul anilor 90, după cum știți foarte bine, erau comasate. Erau colegi cu mine, da. Erau comasate, era comasată școala 6 cu liceul Apli și atunci a fost nevoie de o decizie politică să separăm aceste școli ca să existe măcar la nivelul municipiului Brașov o entitate de învățământ autonomă cu predare în limba maghiară. Deci era un deziderat foarte important al comunității maghiare. Da, înainte de 89 era la Unirea, da, acolo eram eu și aveam... Păi nu, înainte de 89 perioada comunistă a fost mutată la Unirea, că acolo era școala maghiară veche. Da, la corect. Aprilie. Da. Interesante mișcările astea politice, foarte puțină lume înțelege și nu explică nimeni. Cred că nici UDMR-ul nu explică corect. Dumneavoastră ați spus un lucru foarte important aici, și anume că UDMR-ul trebuie să se miște cu talent ca să poată să scoată la lumină anumite doleanțe ale comunității maghiare din România, ale partidului și așa mai departe. De asta unii zic că UDMR-ul s-a strecurat de fiată să încerce să fie la guvernare, dar nu s-a întrebat nimeni de ce încearcă să fie la guvernare, de ce se fac anumite manevre politice. Lasă-mă că ăștia vor să fie la guvernare. Dar de fapt de aici vine atunci când noi avem obligația să reprezentăm comunitatea maghiară. Asta este obligația noastră. Și ca să poți reprezenta comunitatea maghiară, trebuie să fii acolo. Trebuie să fii acolo unde se ia decizii despre comunitatea maghiară. Fie că este vorba de Consiliul Local, fie că este vorba de Consiliul Municipal, fie că este vorba de Consiliul Județean, fie că este vorba de Parlamentul României sau de Parlamentul European. Deci trebuie să fie acolo la toate nivelurile unde se iau decizii despre comunitatea noastră. Și atunci, mai mult decât atât, nu este suficient să fie acolo dacă ești în minoritate. Trebuie să creezi o majoritate, trebuie să convingi colegii că acele lucruri pe care tu le vrei sunt bune și pentru întreaga comunitate, pentru țara din care faci parte, din județul din care faci parte și așa mai departe. Da, o premieră în istoria UDMR, nu știu dacă la nivel național s-a mai întâmplat, la Brașov cu siguranță nu s-a mai întâmplat, UDMR sprijină candidatura unui candidat independent la funcția de primar al Brașovului, George Scripcaru. Am avut o colaborare bună în trecut cu domnul primar. Acum această declarație am făcut-o când am avut o înțelegere privind proiectul aeroportului. Deci este un moment foarte important pentru județul Brașov, cred eu. Era un moment în care a fost prezent și președintele Consiliului Județean Covasna și primarul municipiului Sfântul Gheorghe, care și-au anunțat intenția de a veni în sprijinul acestui proiect, fiecare cu câte 3 milioane de euro. Mai mult decât atât, au adoptat și o tărâre în Consiliul Județean și respectiv în Consiliul Municipal Sfântul Gheorghe în vederea sprijinirii acest proiect. Și acest lucru pentru mine îmi oferă garanții. Mi oferă garanții pe de o parte din partea colegilor mei din Covasna, pe care îi cunosc și știu ce au făcut în mandatele trecute, fiecare la locul lui în Consiliul Județean sau la nivelul municipiului Sfântul Gheorghe, și mai mult decât atât este și domnul primar George Scripcaru, care implicându-se în acest proiect și făcând această înțelegere, pentru mine mi-a oferit acea garanție că acum proiectul ăsta poate să meargă mai departe și într-adevăr este într-o direcție bună. Până la urmă, cred eu că aceste proiecte mari contează pentru brașoveni. Știm foarte bine, nu sunt motive necesare acum să venim să explicăm de ce este nevoie pentru aeroport, pentru că toată lumea știe, dar trebuie făcut acest aeroport. Asta este. Da, dacă și județul vecin, ca să mai vorbim, că de fapt există discuții și în vecinul celălalt, adică județul celălalt, Harghita. Eu cred că e destul de clar de ce avem nevoie de aer. Nu intrăm în amănunte. Și Harghita va intra. De fapt, cu siguranță, au fost și la început în proiectul ăsta. Vor veni cu sprijin, evident, și ei în acest proiect, pentru că sunt cointeresați. Și când o să avem și un drum despre care s-a vorbit destul de mult, drumul ăsta expres pentru care Brașov, Sfântul Gheorghe, sigur. Cred că lucrurile se vor dezvolta la un alt nivel, pentru că forța de muncă se mișcă
oamenii de afaceri se mișcă. În primul rând trebuie să ne miști în jurul casei și abia apoi să visezi că exporți în Germania ceva sau faci niște lucruri de genul ăsta, economic vorbind. Sigur că da, și zona aceea, Secuimii, se va dezvolta altfel în momentul în care va exista un aeroport la Brașov. Ei sunt foarte interesanți de acest lucru. Cu siguranță, până la urmă, este o zonă turistică, dincolo de orice fel de comentarii de natură politică, steaguri, porți și așa mai departe. E o zonă turistică frumoasă și pe care putem, cu ghilimele de rigoare, să o vindem mai bine. O vindem prost în momentul ăsta, așa mi se pare. A putea să o vindem mai bine, să avem mai mulți turiști maghiari decât au ei români la Budapesta, că de fapt aici sunt mai mulți turiști români la Budapesta decât turiști maghiari în zona noastră. Bun, s-au făcut foarte multe lucruri în ultima perioadă. Asta ziceam că președintele Consiliului Județean Covas a reușit să valorifice potențialul turistic, dar evident că sunt mult mai multe de făcut și dacă avem aeroport și potențialul turistic al județului Brașov se va dezvolta. Cu siguranță va fi altă poveste. Altfel. Să vedem. Așteptăm cu nerăbdare. Mulțumim frumos domnului Covaci Attila, președintele UDMR Brașov, candidatul UDMR la Consiliul Județean Brașov. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTD. Mergem, doamne, domnișoarelor, domnilor, în momentul ăsta în extremitatea așa județului, la vama Buzăului, un loc frumos, rezervație de zimbri, domnul Tiberiu Nicolae Chirilaș, primar în funcție în acest moment la vama Buzăului și candidat al Partidului Social Democrat în aceeași localitate și de asemenea la Consiliul Județean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Trageți lista la Consiliul Județean sau chiar vreți să fiți Consiliul Județean? Sau e nevoie de un pic mai multă imagine și implicare? Am considerat că, mă rog, cei 12 ani de administrație pe care i-am în spate au lăsat o experiență asupra mea pe care consider că pot să o pun în folosul acestei liste la Consiliul Județean. Și până la urmă este, de ce să ascund acest lucru, este chiar și o onoare pentru mine în a fi poziționat pe o poziție fruntașă în ceea ce privește Consiliul Județean Brașov și chiar am un cuvânt de spus pe ceea ce înseamnă administrația la nivelul județului Brașov. Știi ce mi-a lăsat aminte acum cu vama Buzăului? Ne întoarcem, dar are legătură și cu județul. Păi, ce se întâmplă cu drumul ăla care ar trebui să lege Brașov mult mai rapid de vama Buzăului? Lăxești din județul Brașov, să te intri prin Covazna și pe urmă să ajungi la vama Buzăului, înapoi în județul Brașov, te poți duce pe un drum, știu că există un drum, nu? Pe da, Târlungeni, nu știu pe știți, unde. Știți, dar e un mit. Nu e? N-ați parcurs, înseamnă niciodată acest traseu. Nu. Și o să vedeți că e, din punct de vedere al lungimii, e la fel. E la fel? Ca și pe Hărman, Preș-Merteliu, Vama Buzăului, identic ca lungime pe Târlungeni, Zizin, Vama Buzăului. Nu e absolut nicio diferență. Mă rog, puțin semnificabil, 2-3 km, deci nu deci e absolut, până la urmă, absolut deloc semnificativ. Eu așa am crezut că e mai scurt pe acolo. Nu e mai scurt, dar bineînțeles e un drum de legătură până la urmă și orice drum care ar fi reabilitat ar fi în favoarea comunei Vama Buzăului și nu numai, inclusiv a Târlungenului. Până la urmă este o zonă minunată, Valea Zizinului, Valea Dălghiului, o zonă frumoasă, o zonă virgină, care odată deschisă, cred că ar oferi un avantaj inclusiv pe zona asta de turism, pe care, bineînțeles, la Vama Buzăului ne dorim să-l dezvoltăm. Asta era o următoare întrebare. Nu știu, eu văd zona aia, n-am fost de foarte multe ori, dar am fost de vreo câteva ori, am fost inclusiv la rezervația de zimbri. Eu văd zona aia ca pe o zonă Bran Moeciu, dar poate totuși la alt nivel. Bran Moeciu la alt nivel și altfel. Aici vorbește primarul, da? Bun. Sigur că da. No, e clar, turismul este o direcție de dezvoltare, trebuie să fie o direcție de dezvoltare a comunei Vama Buzăului și, așa cum spuneam aici, altfel. În sensul în care să învățăm din greșelile altora și spuneați aici zona Bran Moeciu, trebuie să dezvoltăm un turism în Vama Buzăului în acord cu mediul. De ce? Pentru că este foarte important să protejăm ceea ce avem în momentul de față. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat această zonă minunată, dacă până în momentul de față mâna omului n-a reușit să distrugă lucrul ăsta, ar fi păcat să facem noi o dezvoltare care să nu fie în acord cu mediul. Pe direcția asta deja, ia câte dumneavoastră ați amintit, noi am creat un obiectiv turistic, se numește rezervația de Zimbri,
la fel, pe același principiu de mediu a fost o dată și a doua oară, al doilea principiu a fost ca obiectivul turistic pe care îl creăm în Vama Buzăului să nu se mai regăsească pe o rază de, nu știu, 100 de kilometri în imediată apropiere, astfel încât turistul care vine în Brașov și care reprezintă centrul turismului din zona noastră să fie tentat să vină și la Vama Buzăului. Probabil așa vom gândi și restul de obiective turistice pe care le dorim să le dezvoltăm la nivelul comunei noastre, prin unicitate și, doi, prin acord cu mediul, fără să distrugă aceste frumuseți minunate pe care le avem. Ce ați făcut, vorba, era o vorbă, ce ați făcut în ultimii 5 ani? Ce ați făcut în ultimii 4 ani la Vama Buzăului? Care sunt împlinirile, dar mai ales care sunt neîmplinirile? Ce vă propuneți să faceți? Mă rog, plec în aceeași glumă cu dumneavoastră. Noi primarii de obicei suntem întrebați ce am făcut în ultimii 20 de ani, numai 5 ani de zile. Da. Depinde ce vrem să vedem, partea goală sau partea plină a paharului. Păi de obicei, mă propun să începeți cu partea plină a paharului, că așa mi se pare corect. Mă rog, de obicei, dacă n-ați făcut mare lucru, asta e, de obicei noi primarii privim partea goală a paharului întotdeauna, pentru că suntem antrenați așa de ceea ce înseamnă rest de executat în localitățile noastre. Sigur, avem foarte multe lucruri. Vă dați seama, 3 mandate, 12 ani de primar a lăsat în urmă foarte multe lucruri, mai ales că, așa cum spuneam și alegătorilor, cetățenilor din Vama Buzăului, consătenilor mei până la urmă, pentru că și eu acolo trăiesc, acolo îmi duc viața de zi cu zi, am această liniște sufletească și pun capul pe pernă cu foarte liniștit, având și trăind sentimentul că în toată această perioadă am făcut tot ce mi-a stat în putință. Să atrag la nivelul comunei Vama Buzăului fonduri, să realizez toate și să speculez toate oportunitățile pentru comuna Vama Buzăului și nu pot spune în momentul de față că, doamne, mai exista o posibilitate de, nu știu, să finanțăm un anumit obiectiv și l-am ratat din lipsa mea de... Da, din lipsa mea de organizare sau din lipsa mea de aplicare pe acea componentă. Nu. Avem până în momentul de față peste 25 de kilometri de rețea stradală asfaltată. Avem aproximativ 50 de kilometri de rețea de iluminat public pusă la punct. Mă rog, am finalizat-o undeva la finalul anului 2010, dacă nu mă înșel. Avem în Vama Buzăului o rețea de alimentare cu apă aproape de 100% realizată. Avem în Vama Buzăului 3 școli reabilitate. Pe această componentă a învățământului m-am axat foarte mult pentru că este foarte important pentru ceea ce înseamnă viitorul comunei Vama Buzăului. O grădiniță pe care am dat-o în funcționare la finalul anului trecut, la începutul anului școlar 2015-2016, cu toate dotările necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ acolo. Avem 2 cămine culturale foarte frumoase și foarte bine puse la punct. Avem o viață culturală, vreau să vă spun, cât se poate de activă, cu teatrul la Vama Buzăului. Vreau să vă spun că pe scena Căminului Cultural din Vama Buzăului au urcat nume grele ale scenei românești. Nu știu, ce să vă spun, ia câtă, Horațiu Mălăiele, Ioan Ghiuri Pascu, Rodica Popescu-Bitănescu, Tudor Gheorghe a fost în concert la Vama Buzăului, sigur, nume grele ale muzicii populare și așa mai departe. Ia câtă, o viață culturală cât se poate de activă. Mai zilele trecute a venit Alexandru Arșinel și Stella Popescu într-un spectacol aniversar. Este o viață culturală activă, ceea ce m-a determinat și în momentul de față avem în reabilitare un complex din ăla, știți și dumneavoastră, la sate existau acele spații comerciale de pe vremuri. La cooperativă, ziceți? Cooperativă, așa. La cooperativă, termen, da, la magazin. Și în momentul de față reabilităm o astfel de clădire,
destul de serioasă, destul de mare și facem 3 săli dedicate pe ceea ce înseamnă activitatea asta culturală, dar nu numai, până la urmă și ceea ce înseamnă evenimente din viața personală a locuitorilor de mamă. Polivalente, că ne-am bătut joc de termenul ăsta cu sală polivalentă, dar sunt săli polivalente. Putem să-i spunem și așa, noi am spus complex cultural. Acolo omul poate să țină și o nuntă, și un botez, și un majorat, bineînțeles, și părțile mai puțin plăcute ale vieții, parastase și așa mai departe. Până la urmă sunt lucruri care la sat sunt foarte importante și fac parte din viața omului. Aveți un singur... Da, ia spuneți că dacă... Am enumerat aici doar câteva din lucrurile făcute până în momentul de față. Spuneți-mi 3 pe care vă propuneți să le faceți în cazul în care veți fi în continuare primar. Vreau să duc la bun sfârșit acest proiect pe care îl avem în parteneriat cu investitorii olandezi, ceea ce se numește Complex Ecoturistic Montan Valley 21. Este vorba de un proiect ce se desfășoară pe 68 de hectare, puse în asociere, în participațiune de către Primăria Comunei Vama Buzăului, de către Comuna Vama Buzăului, pentru că ea are personalitate juridică, cu acești investitori străini și dezvoltarea pe aceste 68 de hectare, 68 de unități locative, cu centru de recreere, până la urmă ia câte un proiect imobiliar, bineînțeles, care va avea un beneficiu sau va aduce un beneficiu în favoarea locuitorilor Comunei Vama Buzăului și care până la urmă va fi așa și un punct de greutate în ceea ce privește dezvoltarea comunei noastre de acum încolo. Un proiect 100% verde. Absolut toate construcțiile care se vor realiza acolo vor fi cu timbru verde. Iacătă și pe această zonă de investiții am aceeași idee și același principiu de a dezvolta Comuna Vama Buzăului ca și pe partea de turism în acord cu mediul. Da. Asta este un proiect și sigur, alături de acestea sunt și alte foarte multe proiecte. Eu nu pot decât să le spun vămășenilor că vom duce Vama Buzăului pe trendul pe care a luat-o și în momentul de față și se află și în momentul de față, adică înainte și tot ceea ce se va întâmpla va fi în acord cu voința lor și pentru ei. Cum reușiți să vorbiți cu ei? Vă întâlniți mereu cu ei? Sau doar prin intermediul local? Da, avem un... Nu, avem un obicei. Aveți o strategie? Nu, am încercat... Mă rog, acum, sigur, sunt la îndemână și mijloacele astea moderne, site-ul, pagina de Facebook, este destul de la îndemână, dar cea mai sănătoasă metodă de comunicare cu locuitorii Comunei Vama Buzăului este întâlnirea față în față. De foarte multe ori, duminica, și când spun de foarte multe ori, vreau să vă spun că primăvara, așa undeva, începând de la sfârșitul lunii ianuarie și până pe la sfârșitul lunii aprilie, chiar mai, ne întâlnim aproape în fiecare duminică la căminele culturale din fiecare sat. Câte sate aveți acolo? 4 sate. Dar în special Dălghiu, satul Dălghiu și satul Vama ne strângem la căminul cultural din Vama Buzăului. Acrișul la Căminul Cultural din Acriș, în satul Buzăiel, pentru că nu avem un cămin cultural acolo în momentul de față, dar ia câte un alt proiect pentru... Așa. Ne vedem la școala din satul Buzăiel și discutăm de ale noastre. Este foarte importantă această comunicare. Eu am propus-o și pe programul Consiliului Județean Brașov. Dom'le, nu se poate... Județean mie mi se pare o entitate în momentul de față. Nu vreau să supăr pe nimeni sau cineva să ia cap un atac. Dar mie mi se pare o entitate netransparentă, nu știu cât de eficientă e, probabil că transferă niște bani de la guvern către comunitățile locale, asta poate să facă și o firmă de contabilitate agreată de Guvernul României, da. Dar nu asta e povestea. Și nu prea cum să vorbești cu oamenii ăștia care sunt, eu de exemplu îi mai chem pe aici prin emisiune, asta e o poveste, dar un om obișnuit din Vama Buzăului nu cred că vede foarte des un consilier județean sau pe președintele consiliului județean. Bun, hai să facem și o mică discuție pe ceea ce înseamnă reorganizarea administrativă, nu? De parcă am candidat la funcția de președinte sau prim-ministru, mă rog, sau vreo funcție prin Guvernul României. Aceste două instituții, Consiliul Județean și instituția prefectului, sunt așa... Hai să zicem că pe prefectul mai înțeleg, el e reprezentat. Sigur, direct trebuie să existe guvernului... o instituție la nivel de județ care să reprezinte guvernul în teritoriu și atât.
De ce avem nevoie de această dualitate? Chiar nu și are sensul. Și probabil că nu știu cât timp vom mai vorbi noi de acest Consiliu Județean. Dar el există. Vorbeam în momentul... și cu colega noastră, Roxana Mânzatu, exact pe tema asta, într-una dintre primele emisiuni electorale din campania asta, exact pe tema asta. Și ea zicea, cred că 4 ani mai merge, dar nu se știe dacă se duce la final cu ăștia 4 ani. Înseamnă că avem aceeași gândire și eu cred că e o gândire sănătoasă. Dar, mă rog, spuneam că inclusiv la nivelul Consiliului Județean trebuie ca aceste întâlniri să funcționeze în teritoriu. Trebuie ca tot ceea ce înseamnă consilier județean să meargă în teritoriu, să se întâlnească cu cetățenii, să vadă care este realitatea, care este pulsul, ce își doresc locuitorii de acolo. Cu primarul de acolo lângă timp... el, indiferent de partid. Bun, acum, ce se întâmplă? Atâta timp cât Consiliul Județean este format din consilier județean din municipiu, ce mai vorbim de județ? Ce să vorbim? În mod normal, Consiliul Județean, dacă el tot există, eu l-aș vedea să fie format din primarii localităților din acest județ. Păi nu sunt ei aleși pe un vot direct, nu ei reprezintă cel mai bine acest județ. De ce nu ar putea fi, Consiliul Județean. Primarii din fiecare localitate să vină la o întâlnire sau două întâlniri pe lună, ălea sunt ședințele de Consiliu Județean, una sigură, bă, ăștia sunt banii, să zică executivul Consiliului Județean, da? Ales tot de primari ăștia. Exact. Ei, ăștia sunt banii. Cum îi împărțim? Păi noi la Vama Buzoului, păi avem bugetul ăsta, ne descurcăm, ne mai trebuie atât. Am venit și aici cu o soluție. Pe această formulă existentă în momentul de față și de funcționarea Consiliului Județean și pe zona asta de împărțire a banilor, că știm întotdeauna primăvara e forfotă mare, băi, să dau bani la Consiliul Județean, hai să vedem, toți primarii pe acolo, în Consiliul Județean, vă rog, haide să vedem, deschidem toate clanțele pe acolo, cât, la 9 când ne dați, 9 când ne dați, în permanență există, chiar spuneam și în alte emisiuni, acel cap de tabel, e veșnic, eu cel puțin de 12 ani la fel îl știu. Cămine culturale, primărie, alimentări cu apă, canalizare, cămine culturale și așa mai departe, învățământ, școli, etc. Sigur, Consiliul Județean trebuie să vină cu finanțare în zona asta, dar trebuie oarecum să creăm niște criterii, să stabilim niște criterii de împărțire a acestor sume. Și consider că în permanență trebuie să ajutați acele localități care au proiecte și care dovedesc că și realizează acele proiecte și care dovedesc că depun și ele un efort în susținerea financiară a realizării acelor proiecte. Dacă un primar nu are proiect, păi de ce să-i dai bani? Sunt cazuri. Ca să dea salarii la primărie, domn primar, că asta e ideea până la urmă, până în anumite localități. Deci nu ne ascundem acum, ne ascundem după deget în al 12-lea ceas. E păcat, sunt localități la nivelul județului Brașov care nu sunt în stare să pună cap la cap un buget, să aibă măcar bani de salarii și de utilități publici. Da. Asta e problema și de aia se la Consiliul Județean. Da. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune scurtă, așa electorală. Domnul Tiberiu Nicolae Chirilaș, primar la Vama Buzăului, candidat PSD pentru aceeași primărie, cu un singur contracandidat de la PNL. Vedem ce se întâmplă pe data de 5 iunie. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.